Pontul dat de Angelo. Mergem mai departe și vedem cotele de la meciul dintre Gladbach și Bayern München care se joacă vineri seară. o confruntare foarte interesantă, mai ales dacă ținem cont de faptul că Bayern München a fost condusă în ultimele 8 etape din Bundesliga, de fiecare dată însă mereu a obținut un rezultat pozitiv, a fost condusă mereu cu 1 la 0, dar a avut câștig de cauză. aproape de fiecare dată. Gladbach cotă 4.90 la victorie, Bayern cotă 1.58 la remiză 4.70. O să vedem alte cote și sugestii de pariere, ținând cont de ce s-a întâmplat până acum. Scorul are oricând 1 la 0 pentru Gladbach, cotă 2-50 Bayern să câștige după ce a fost condusă cotă 675 și un pariu pe care vi-l propun de asemenea, Gladbach să marcheze măcar un gol, iar Bayern măcar două goluri, un pariu combinat aici la o cotă de 1,74, iar pontul redacției noastre este și aici un pariu combinat, ambele marchează și peste 2,5 goluri în meci la o cotă de 1,55. Sunt și uh, mesaje pe această temă, uite că scrie, Bayern marchează în ambele reprize, uh, tot ce este posibil, au mers și pe varianta Gladbach să marcheze un gol, Bayern uh, măcar două, iar, tot în această etapă de Bundesliga se joacă un alt meci foarte atrăgător, este vorba de Leipzig-Borussia-Dortmund.